Bună seara și bine v-am regăsit. Continuăm seria dezbaterilor electorale. Eu vreau să fiu președinte. Dați-mi voie să prezint candidații din această seară. Mai exact, cei prezenți în studio. Este vorba despre domnul Igor Grosu, care reprezintă candidatul Maia Sandu, candidat PAS. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Andrei Năstase, candidat Platforma DA. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine m-am găsit. Apreciem, ne-a spus, prezența domnului Năstase, pentru că mă bucur atunci când putem adresa întrebări candidaților. De multe ori, sau majoritatea întrebărilor pe care le adresăm, de fapt, se referă și la profilul candidatului. De aceea, de multe ori, reprezentanții nu pot răspunde la întrebări legate strict de candidați, așa că regretăm că doamna Maia Sandu n-a putut veni în această seară. Dar să vedem, poate că ne descurcăm și știți, veți putea să răspundeți în locul dumneaei. Așadar, începem cu dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți ce ar trebui să știe alegătorii despre doamna Maia Sandu, trei lucruri pe care ar trebui să le știe, în așa fel încât să-i determine să-și dea votul pentru domnia sa. Un minut. Mersi. Stimați alegători, ceea ce am să vă spun probabil este bine cunoscut în spațiu public. Doamna Sandu s-a recomandat ca o persoană corectă, ca o persoană care își asumă niște angajamente și le urmează, o persoană care nu a tolerat niciodată pe parcursul activității sale profesionale hoția, nedreptatea, a fost tot timpul printre oameni, a fost consecventă și atunci când a fost la Ministerul Educației și ulterior în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, este acea persoană care poate și este printre oamenii simpli, adună echipă în jurul ei și poate scoate această țară din impasul în care a adus-o președintele Igor Dodon. De ce nu a venit doamna Sandu astăzi? Doamna Sandu, așa cum am spus și altă dată, pentru doamna Sandu, principalul și unicul inamic în această campanie este Igor Dodon. Ceilalți candidați sunt parteneri, sunt colegi de dreapta și de aceea își va concentra toate eforturile pentru dezbaterea cu Igor Dodon. Mm-hmm. Am înțeles. Noi avem întrebări, adică am fi vrut niște răspunsuri de la doamna Sandu, pentru că dacă nu vine Dodon, de ce să ne pedepsească și să nu vină nici doamna Sandu? Dar deja asta este ultima apariție înainte de turul întâi de scrutin. Dacă va fi turul 2, atunci să sperăm că doamna Sandu va veni la dezbatere. Mergem la domnul Năstase. Aceeași întrebare, domnule Năstase. Trei lucruri despre dumneavoastră care i-ar determina pe alegători să-și dea votul duminică pentru Andrei Năstase. Stimați prieteni, eu cred că sunt ca o carte în fața dumneavoastră. Trecutul meu poate fi răsfoit zi cu zi, an cu an. Pe parcursul a 10 ani de zile am demonstrat că muncesc, lupt pentru acest popor, pentru această țară. Sunt un om care nu mint, nu fur, nu bat joc de oameni, sunt un om onest. Cuvântul pentru mine este cuvânt, iar cel care și-l încalcă trădează, iar trădarea pentru mine este o crimă. Vreau să vă spun că pentru mine, la fel, albul este alb, negru este negru. Nu am trădat pe nimeni niciodată, la fel cum nu o voi face cu țara mea și cu poporul meu. Voi face tot ce-mi stă în puteri ca Republica Moldova să prospere, Republica Moldova de mâine să fie o țară educată, o țară puternică, o țară mândră, din care oamenii să nu vrea să plece niciodată și nici nu trebuiască să plece vreodată. În spatele meu este o echipă născută în stradă, o echipă puternică cu care venim să reclădim Moldova. Și, bineînțeles, e de datoria mea și a noastră, a tuturor, să ducem la bun sfârșit ceea ce am început în 2015, atunci când poate unora le era frică, altora le era în grijă, iar unii poate din lașitate sau din trădare de țară s-au aflat pe cealaltă parte a baricadei decât lângă oameni. Acolo așa, unde a fost vă mulțumesc foarte mult. Rămânem la dumneavoastră și vreau să vă întreb un lucru. Este o întrebare de pe Facebook. Partidul Angela Merkel și-a exprimat sprijinul și a declarat sprijinul pentru Maia Sandu în această campanie electorală, deși poate că dumneavoastră aveți mai strânse legături cu Germania, mai vechi, mai puternice. Familia noastră a fost acolo multă vreme.
De ce credeți că totuși a fost acest sprijin pentru Maia Sandu și nu pentru dumneavoastră? Iată că alți parteneri de-ai noștri, Partidul Național Liberal din România mă sprijină pe mine, colegii mei, frații mei români mă sprijină pe mine, în alte părți am aceleași sprijin, dar ceea ce prefer eu este să am sprijinul aici acasă a alegătorilor, a concetățenilor mei, indiferent de limba pe care o vorbesc, indiferent de biserica în care merg, asta pentru mine contează poate mai mult decât orice. Altfel, am același sprijin din partea familiei populare europene, din care facem parte, iar ideologia noastră este creștin-democrată, care se pliază foarte bine pe ideologia CDU-ului din Germania. Așa. Și acolo, din partea familiei PPE, a venit un mesaj de sprijin și o rugăminte să nu vă certați în această campanie, deși există în Republica Moldova 3 partide din această familie și fiecare are câte un candidat. Fiecare dintre cele 3 partide, PLDM, Platforma DA și Maia Sandu, din partea PAS, sunt din aceeași familie toate 3 partidele. Mergem la domnul Grosu. Domnule Grosu, Promoldova a anunțat prin intermediul lui Vlad Cebotar că va susține la aceste alegeri pe doamna Maia Sandu. Unii fac o legătură strânsă între Promoldova și Vlad Plahotniuc și deja merg mai departe, afirmând că, de fapt, Maia Sandu în această campanie ar fi sprijinită de către Vlad Plahotniuc. Cum comentați dumneavoastră sprijinul pe care îl acordă Promoldova candidatului Maia Sandu și partea a doua afirmației legate de Plahotniuc? Vă rog, un minut. Noi am observat în spațiu public, s-au început speculațiile la acest capitol, imediat după ce a fost făcută această declarație. Mesajul nostru este foarte simplu. Noi o să mizăm și o să îndemnăm toți oamenii să, de bună credință să o sprijine pe doamna Sandu. Iar candidatul care va trece din partea dreptii în turul 2 va fi susținut necondiționat de toate forțele politice, inclusiv de Partidul Acțiune și Solidaritate, astfel ca și de Plahotniuc, și de cei care au mai rămas de pe urma lui Plahotniuc, mă refer și la Dodon, să scăpăm această țară. Acesta este principalul mesaj. În rest, speculațiile în care se dedau unii actori și unii troli care au trecut din tabăra lui Plahotniuc, acum lucrează în tabăra lui Dodon, nu contează, contează mesajul de unitate pe dreapta. Mulțumesc foarte mult! Aveți cam același timp. Vreau să vă rog să ne spuneți și nouă, în 2 minute, dar poate și mai devreme, ca să reușim să adresăm cât mai multe întrebări, rămâne la dumneavoastră, doamna Grosu, care sunt primele 3 lucruri pe care își propune doamna Sandu să le facă în cazul în care obține mandatul de președinte. Nu mă refer la priorități din program, dar mă refer la lucruri concrete, odată ce s-a așezat imediat în fotoliul de președinte, ce își propune ca să facă. Vă rog. Deci primul lucru care își propune doamna Sandu în calitate de președinte a Republicii Moldova este să reducă semnificativ bugetul acestei instituții, care a fost umflat, exagerat și fără merite de către actualul președinte, pe care cheltuim 100.000 de lei pe zi. Doi, asta a fost primul lucru. Doi, un plan de acțiuni urgent pentru a gestiona situația pandemică în care ne scufundăm, deja suntem scufundați, medicii sunt la limită și nu se vede capătul acestei crize. Și ce vrea să facă doamna Sandu? Teste cât mai multe pentru a identifica cei care sunt infectați, suport financiar și logistic pentru medici, reguli clare pentru protocoale clare pentru medici, pentru cei din alte instituții din prima linie. Deci dar, sunt lucruri cum imediate. Vrea să facă dumneavoastră acest lucru odată ce care sunt pârghiile pe care le va putea folosi ca simplu, să... Simplu, dacă vorbim de teste, lucrul ăsta trebuie să fie făcut prin faptul că ne asigurăm că sunt teste suficiente, dacă nu sunt o identificare a resurselor din exterior, din interior, astfel ca să putem testa cât mai multă lume în acest sens. Așa. Și trei, un plan de acțiuni urgent pentru criza economică în care se află Republica Moldova. Oamenii de afaceri sunt la limită, sistemul bancar, mai bine zis guvernul, i-a lăsat de unii singuri în fața crizei. Vedem ce s-a întâmplat cu agricultorii care au fost pur și simplu abandonați
în a doua etapă, ceea ce ține de compensarea pierderilor pentru grupa a doua de culturi. Nu s-a avansat nimic, deci astea sunt primele trei lucruri imediate pe care președintele, fie direct, fie indirect, prin toate părghiile care le are, doamna Sandu le va aborda și va avea pe agenda dumneavoastră. Să nu uităm că din 2 noiembrie, dacă doamna Sandu, sau nu din 2, după ce vor fi validate alegerile, da, dacă doamna Sandu va câștiga, are de conlucrat cu un parlament care nu este tocmai, eu știu, într-o situație favorabilă, da, nu, este un parlament ostil. Dacă îmi permiteți, noi am dat dovadă, opoziția, mă refer, de luciditate și deschidere și în actuala situație, când am venit cu soluții pro bono către guvern, urma doar guvernul să le ia și să nu le trateze cu indiferență și aroganță. Da. Trecem la domnul Năstase. Aceeași întrebare, domnule Năstase. Primele trei lucruri în cazul în care obțineți mandatul de președinte. Care vor fi aceste trei lucruri pe care le veți face? În calitate de președinte și șef al Consiliului Superior de Securitate al Statului, trebuie să ne asumăm corupția și sărăcia, la fel ca și criza pandemică, ca și amenințări la adresa securității naționale. 2. Lupta cu corupția prin prisma punerii în aplicare a hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate. Instalarea domnului Slusar, desemnarea domnului Slusar în calitate de prim-ministru și împreună cu un guvern asumat de Platforma Demnitate și Adevăr împreună cu celelalte partide pro-europene, să demarăm procesul de depășire a acestei crize generalizate, începând cu cea pandemică, cea economică și socială. Avem toate pârghiile, avem toate mijloacele de pune în aplicare a acestui program, unul echilibrat, unul corect, unul realist. Pentru că am mai vorbit cu dumneavoastră la dezbaterea precedentă exact despre aceste lucruri și v-am mai întrebat și despre pârghii și v-am întrebat cum veți colabora cu acest parlament. Nu voi relua aceste întrebări ca să nu folosim din nou timpul pentru asta, însă m-aș duce la expert grup, pentru că în fiecare emisiune fac trimitere la expert grup și la concluziile pe care le are pe baza fiecărui, făcute pe baza fiecărui program electoral al candidaților. Aici la domnul Năstase și la doamna Sandu este mult de citit, la alți candidați e mai scurt. Eu nu voi citi tot, pentru că este chiar foarte mult. Domnule Năstase, rămân la dumneavoastră. Promisiunile dumneavoastră bazate pe combaterea corupției și a elementelor mafiote din structurile statului se pliază pe profilul public al dumneavoastră de luptător. În același timp, multe din angajamente nu se încadrează în mandatul funcției prezidențiale sau sugerează că, în dorința de a face dreptate, acesta ar fi gata să depășească anumite limite de demarcație a separării puterilor în stat. La dumneavoastră sunteți. Acesta sunteți dumneavoastră. Așadar, aveți în plan socioeconomic ca prioritate creșterea calității vieții oamenilor, însă obiectivul de stabilire în Constituția venitului minim peste pragul sărăciei, inclusiv pensia minimă de 2500 de lei, este mai degrabă populist și nesustenabil, reieșind din cadrul de resurse existent. Nu voi mai citi mai departe, pentru că nu sunt exprimate prin cifre concrete toate aceste promisiuni pe care dumneavoastră le faceți și vă rog să comentați concluziile expert grup. Voi fi foarte succint. Aparențele înșală și ceea ce pentru unii pare populism, pentru mine înseamnă realitate. Ceea ce pentru unii părea iluzie în 2015, că vom scăpa de Plahotniuc, iată că cu efortul comun al oamenilor am scăpat. În ceea ce privește proiectul de modificare a Constituției și stabilire a unui minim al pensiilor și salariilor peste minimul de existență este un realist. Cine ridică mâna în Parlament pentru atâta modificarea Constituției? Să-mi-l arătați pe cel care nu va ridica mâna în favoarea unui asemenea proiect, iar dacă nu vor ridica mâna, există pârghia referendumului. Dacă e nevoie, o să îmbrac niște cizme mai lungi și mă voi duce eu să strâng semnături în sprijinul acestui proiect, unul care vizează întreaga țară, toți cărunții noștri, toți pedagogii, toți medicii noștri, vizează toată lumea bună. Resurse se găsesc din eliminarea schemelor criminale, doar din achizițiile publice, doar dacă eliminăm schemele din achizițiile publice, relațiile dubioase cu statul, vom avea bani, cei 3,5 miliarde de lei pentru a face ca pensia minimă în Republica Moldova să fie de 2500 de lei. Dacă punem în calcul și detenebrizarea economiei, care ne aduce în 2-3 ani de zile peste 35-40 de miliarde de lei,
credeți-mă, sunt bani. Dacă au fost bani pentru furat, Năstase și echipa sa va găsi bani pentru pensii, pentru salarii, pentru drumuri, pentru apă și canalizare, așa, pentru sisteme de irigare, pentru sisteme de anti-îngheț și așa mai departe. Da. Mergem mai departe în cazul doamnei Maia Sandu. Raportul spune mai întâi despre implementarea acordului de asociere, extinderea avantajelor acordului de liber schimb și așa mai departe, dar... Multe din promisiunile Maiei Sandu depășesc cadrul de posibilități oferite de Constituție unui președinte. Exact același lucru întâlnim la toți candidații, practic cu excepția domnului Deliu. Programul oferă și multiple soluții care rezultă direct din atribuțiile șefului statului, dar multe din măsurile propuse sunt cuantificate prin cifre și permit estimarea unui impact bugetar, respectiv costul programului evaluat la 50-55 de miliarde de lei, adică aproximativ 5,5% din PIB. Ideea este că este mult prea mult și întrebarea care se pune este de unde atâția bani? Vă rog. Da, răspund cu plăcere. Sunt două surse la suprafață. Prima, așa cum au spus și alți colegi, oprirea schemelor, hoțiilor, și aici vreau să vă amintesc o cifră care a pronunțat-o chiar procurorul general, nu știu ce curaj a avut, să spună că numai doar de la o întreprindere de stat Metal Feroz s-a furat peste 1 miliard de lei. Deci schemele astea trebuie scoprite, așa cum au fost oprite și pe perioada mandatului de prim-ministru a doamnei Sandu, contrabanda cu țigări și alte scheme. Și doi, la fel de important, atragerea suportului financiar din exterior. Este foarte important acest suport din exterior, de la partenerii noștri de dezvoltare, de la Uniunea Europeană, întrunind toate condițiile, noi ca parlamentari votând toate legile necesare, astfel ca din aceste două surse să putem acoperi cheltuieli legate de pensii, de salarii, dezvoltarea infrastructurii și așa mai departe. Da, vă mulțumesc foarte mult. Acum, dacă îți poate o precizare, vă rog. Chiar acum dau startul dezbaterilor între domniile voastre. Este vorba despre 8 minute, 4 minute fiecare. Vă rog și precizarea și vă rog să vă adresați ulterior întrebări și să răspundeți. Vă rog. În timp ce unii procurori sau politicieni fac constatări cu privire la Metal Feroz, eu sunt cel care, în mandatul de ministru, am dispus inițierea dosarului penal Metal Feroz și astăzi se află procuratorii. Doi, în ce privește contrabanda cu țigări, în mandatul meu de ministru de interne, contrabanda cu țigări la granița de est a Uniunii Europene și a NATO a scăzut la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani. Iată, aceste lucruri pot fi făcute cu un efort comun al nostru, al tuturor. Iată de ce voi îndemna toți cetățenii Republicii Moldova să voteze Andrei Năstase în calitate de președinte. Da, vă rog să adresați doamnei Maia Sandu întrebări și, domnule Grosu, vă rog să răspundeți. Bine, doamna Sandu nu este în studio, iar domnul Grosu... Din păcate, dar oricum... Păi, doamna Sandu ia deciziile, nu domnul Grosu a luat decizia să candideze, nu domnul Grosu a luat decizia să nu avem un candidat comun, nu domnul Grosu a luat decizia să avem două fracțiuni în Parlament. Nu am întrebări față de domnul Grosu. Haideți că l-am întrebat pe domnul Stas. Nu am o întrebare la domnul Grosu. Eu pot să adresez o întrebare. Vă rog. În situația în care Parlamentul a devenit un ring sau o piață așa de vânzare-cumpărare a deputaților și vedem ultima vreme cum se tranzacționează din... O performanță din 3 fracțiuni deja să ajungă, probabil. Ce facem, ce vă propuneți dumneavoastră ca, în calitate de potențial viitor președinte, cu acest parlament, cum procedați? Îl lăsați mai departe sau revenim la cetățeni? Mulțumesc pentru întrebare, domnule Grosu. Aș fi bucurat să am întrebarea din partea doamnei Sandu. Suntem cei care am inițiat o moțiune de cenzură astfel încât acest guvern catastrofă să cadă. Cunoașteți foarte bine, 3-4 luni în urmă am inițiat acea moțiune de cenzură și, din păcate, circunstanțe care n-au depins de noi, ci mai degrabă de niște parteneri de-a noștri, au făcut ca acel guvern să nu cadă. Ceea ce îmi propun eu este ca să epuizez toate căile constituționale de desemnare a domnului Slusar în calitate de prim-ministru, iar în momentul în care nu va fi ales, alegeri anticipate. Responsabil, asumat, ținând cont de realitățile actuale și de, bineînțeles, de interesul public, interesul național. Atât? Asta este toată dezbaterea între domniile voastre? Eu
mai, rog, mai aveți putem. La dispoziție 4 minute fiecare. 4 minute, ok, dumneavoastră să spuneți când ideea le este că, eu, cum să vă spun, nu știu cum să facem ca să se înțeleagă că nu e neapărat necesar să atacați sau să, dar chiar pot fi adresate întrebări, pot fi cu răspunsuri, este firesc ca să așa arată o dezbatere. Sunteți iată, spre exemplu, doi candidați diferiți, da? Unul reprezentant al unui candidat. O întrebare foarte actuală în contextul ultimii decizii sau lipsii de decizii a Comisiei Electorale Centrale legate de securizarea votului. Noi am aflat cu stupoare că Comisia Electorală Centrală nu are de gând să înregistreze întreg procesul de votare și noi la partid ne gândim și adresat această întrebare, profit de ocazie colegului, cum ar trebui să acționăm noi concurenții, pentru că unicul beneficiar acestui vid sau acestei lipse de imagini din înregistrări va fi Dodon. Cum trebuie să acționăm pentru a asigura un proces electoral în secții de votare transparent? Vă rog. Da. Cred că poziția Platformei de Unitate și Adevăr este clară, a mea la fel. Am venit la bun început cu ideea unui candidat comun, astfel încât toate forțele democratice, pro-europene, pro-românești, să-și poată conjuga eforturile, aduna toate energiile într-un singur punct, astfel încât să muncim cu toții în sprijinul unui singur candidat, a unui proiect de țară și, bineînțeles, în ceea ce privește apărarea votului nostru și a oamenilor înainte de vot și în timpul votului. Dacă acest lucru nu s-a putut, am venit cu mesaje diferite de 3 ori la rând pentru a conjuga eforturile și a proteja și a păzi votul cetățenilor. Noi nu doar constatăm ceea ce face CEC, ceea ce fac instituțiile de statul care încă nu sunt eliberate din captivitate cu toate, noi acționăm. Noi am fost cei care am contestat în instanța de judecată în cele 42 de secții. Noi, reprezentantul nostru la CEC a fost cel care, unicul care a votat împotriva celor 42 de secții. Noi suntem cei care, prin reprezentanții noștri în teritoriu, am fost împotriva deschiderilor. Și tot noi am spus, ne vom mobiliza astfel încât să protejăm votul nostru pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în acele 42 de secții. Bineînțeles, apelul nostru la conjugare de eforturi cu toate forțele democratice, pro-europene, pro-românești, rămâne încă valabil. Dar la modul real, nu declarativ. De declarații nu avem nevoie. A trecut timpul declarațiilor. Domnul Stase și-a consumat 2 minute. Domnul Grosu și-a consumat 1 minut. Pentru că n-a răspuns la nicio întrebare, a adresat întrebări. Încă o dată întreb, dacă nu aveți, domnule Năstase, cum am ajuns eu să dau răspunsul la întrebări? Dar asta e. Păi, asta e... Și dacă nu aveți întrebări la domnul Grosu... Nu, eu aveam întrebări, aș avea întrebări la candidat. Am spus, domnul Grosu nu este cel care ia decizia. Domnul Grosu a decis, de exemplu, asumarea de răspundere în fața unei majorități clare PD, PSRM. Deci, nu domnul Grosu trebuie să răspundă la întrebările pe care aș vrea să le pun, dar... Asta sunt regulile dumneavoastră și eu le respect. Și? Gata. Mergem mai departe. Ok, mergem mai departe. Atunci dați-mi voi să vă întreb ce spune cetățeanul. Ce ne îndeamnă ei? Votăm cu Maia sau Andrei? Vă rog să răspundeți cetățeanului. Vorbesc despre o întrebare pe Facebook. Și nu e singura dată când aud această întrebare. Stimate cetățean, în primul rând, în primul tur, probabil fiecare îl va vota pe cel care îl consideră mai bun sau mai apropiat viziunilor sale. Îndemnul nostru este ca noi, cei de dreapta, să ieșim masiv toți la vot. Acum, în turul 2, așa cum am spus și anterior, noi, cei de la PAS, îl vom susține necondiționat pe candidatul dreptei care va ajunge în turul 2. Și îndemnul este să ne susținem unul pe altul, să evităm săgețele transmise reciproce, pentru că asta nu ajută deloc la consolidarea dreptei, ba mai mult îl favorizează pe cel pe care noi vrem să-l trimitem în istorie, pe Igor Dodon. Domnule Năstase. Cei patru erau 3, Maia și Andrei, iată că a rămas doar Andrei, candidatul blocului acum și a Platformei de Unitate și Adevăr, așa cum am stabilit cu colegii noștri din PAS. Iată de ce eu voi încuraja toți cetățenii Republicii Moldova, având în vedere că toate studiile recente spun că în turul 2
unicul care îl poate bate pe Igor Dodon este Andrei Năstase. Voi încuraja pe toți să voteze candidatul platformei DA și al blocului acum, Andrei Năstase. Platforma DA nu a părăsit blocul acum niciodată, iar de dragul unității tuturor forțelor democratice, pro-europene și pro-românești din țară, îndemn, votați Andrei Năstase cu încredere și să nu mai facem experimente nici cu țara, nici cu noi. Așa, și dacă se întâmplă să nu intrați în turul 2, votați Maia Sandu sau cum? Pentru că domnul Grosu mai devreme a spus că în primul tur votăm cum votăm, în turul 2 ne dăm votul pentru candidatul pro-european. Dumneavoastră în turul 2 vă dați votul? Am spus ca o carte, iar oamenii mă cunosc. Încă din 2016 am făcut ceea ce trebuia pentru țară. Păcat că acest lucru nu s-a înțeles până acum de mai mulți politicieni, iar eu sunt consecvent, cuvântul meu este cuvânt și nu îl schimb de la context la context. Și? Sprijiniți candidatul pro-european? Bineînțeles, păi da, mă vedeți pe mine cumva să-l sprijin deodată, păi, pe Dodon. Știți cum? Întreb ca să fie clar, să nu existe loc de neînțelegeri sau să fie clar înțeles de toată lumea. În acest moment mă bat pentru ca în turul 2 să ajung eu ca să putem scăpa țara și de Dodon și de întreg regimul Plahotniuc, care astăzi poartă numele Dodon. Pentru că dacă m-aș bate cu un nume sau cu un personaj, n-am face nimic. Așa. Acum luăm publicitate. Diferența dintre domniile voastre este de un minut și un pic. Nu este atât de mult, e echilibrat cât de cât. Ne luăm publicitate și ne întoarcem după pauză cu întrebările domnului Vasile Botnaru. Publicitate. Continuăm. Realizăm această emisiune împreună cu colegii de la Radio Europa Liberă. De aceea, șeful biroului de la Chișinău, domnul Vasile Botnaru, are întrebări către fiecare dintre candidați. Domnule Botnaru, vă rog. Să auzim întrebarea pentru doamna Sandu. Doamna Sandu, rând de trecut, răspunzând la întrebarea referitoare la Undeță și Pește, a spus că va insista pe împrumuturi sau pe bani fără dobândă și așa mai departe. Acum vreau să o întreb și vă rog pe domnul Gros să răspundă la întrebarea asta. Cum va garanta că banii ăștia nu se vor duce în nisip? Că Moldova de mult are reputația justificată de ciur prin care se strecoară banii, miliarduri și nu doar, uitați-vă, când spălătoria rusească se reabilitează de la o seamă de vreme. Cum va putea președintele Maia Sandu să garanteze că banii europeni, care sunt foarte necesari acum în țările donatoare, nu se vor strecura, nu se vor linge pe mâini instituțiile pe care ea nu le poate controla? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule Botnaru. Sigur, asta este o problemă nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru țările din fostul spațiu ex-sovietic. Pentru acest lucru, pentru a garanta buna și corecta valorificare a acestor resurse, sigur că avem nevoie de un sistem de justiție corect. Deci, o altă prioritate a doamnei Sandu este reforma justiției. Vedem cu toții că actualul președinte, într-o veselie, îi readuce în sistem pe cei care au favorizat, au implementat Landromatul. Sigur că o altă necesitate este să avem instituții funcționale și aici mă refer și la agențiile de implementare, cele care vor implementa, vor valorifica aceste resurse, ministere, dar și, desigur, o funcție aparte, un rol aparte în acest proces îl are Parlamentul, controlul parlamentar. Deci parlamentarii, prin audieri, prin invitarea miniștrilor, șefilor de agenții, pot asigura o monitorizare strânsă a felului cum sunt valorificate și implementate aceste resurse foarte importante și vitale pentru țara noastră. Întrebarea pentru domnul Năstase, vă rog. Domnule Năstase, toată lumea a văzut că ați declarat foarte clar și tranșant că vă dați demisia dacă nu să realizează un număr foarte clar de anumite promisiuni. Și astăzi ați vorbit că nu ați trădat și nu veți trăda niciodată, dar sunt situații în care oamenii oricum o să vă reproșeze și asta o să vină din zona transnistreană.
veteranii războiului transnistrian mereu au spus că autoritățile i-au trădat, directorii de școli și așa mai departe. Și asta e contrar voinței dumneavoastră. Zona asta este o sursă de trădare. Cum dumneavoastră vreți soluționați problema asta fără ca să trădați pe cineva? Pentru că știți, unii candidați pun problema să fie referendum și la București tot mai des auzim că poate e o soluție. Iată, în cât timp realist, acolo când aveți niște promisiuni, ați spus un an de zile, foarte clar, subiectul ăsta transnistrean, în termen real, cum credeți, când poate fi soluționat astfel încât să nu se simtă trădați cei care se uită cu speranță la Chișinău? Da. Deci, domnule Butnaru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Dar vreau să vă amintesc că cele 5 angajamente și le am aici vizează 1. Introducerea venitului minim garantat pentru fiecare cetățean prin modificare articolul 47 din Constituție, adică nimic mai sub 2500 de lei, nici pensiile, nici salariile. Înăsprirea pedepselor pentru corupție și fur din banul public, închisoare de până la 25 de ani, eliminarea judecătorilor și procurorilor corupți, realizarea unui pact național pentru educație, finanțare mai multă în proporție de 7% pentru educație, la fel 7% pentru medicină și, bineînțeles, înființarea unei instituții, a unei autorități care să se ocupe de controlul asupra prețurilor, pentru că am ajuns să avem niște prețuri mai mari decât în Germania, mai ales a prețurilor din coșul minim de consum. Acum, legat de problema transnistreană, am spus-o și repet acest lucru. Problema transnistreană nu poate fi rezolvată într-o lună, două. Problema transnistreană, din păcate, a primit o abordare proastă din partea președintelui Dodon, trecută prin prisma propriilor sale interese și a intereselor partinice. Transnistria, așa cum am spus, nu se negociază, Transnistria se recuperează în mod diplomatic. Am să vă spun. N-avem când. Deja a trecut minutul. Am spus, depinde de eforturile diplomatice pe care le vom face. Nu mi-am stabilit în aceste priorități pentru care îmi dau demisia imediat, dar voi face tot ce îmi stă în putere ca întreaga diplomație moldovenească să muncească în acest sens, inclusiv în atragerea suportului diplomatic din afară. Toți ambasadorii noștri trebuie să lucreze în această direcție. Și, bineînțeles, voi apela și la sprijinul tuturor segmentelor sociale, inclusiv a veteranilor, cu care voi fi împreună și acolo și atunci când va fi nevoie de apărat votul nostru. Mulțumesc frumos! Domnule Botnaru, mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc! Ne vedem mâine! Pe mâine seară, da! Acum, diferența între dumneavoastră este de aproape 2 minute, deci mă duc la domnul Grosu pentru că are prea mult timp. Așa, domnule Grosu, cum credeți că se răsfrânge relația tensionată dintre, sau pe care am văzut-o în această campanie, dintre cele două partide care sunt prezente în această seară în studio, cum asupra rezultatului votului în general și cum comentați afirmațiile unora că atunci când doi de pe dreapta se ceartă, câștigă unul de pe stânga? Vă rog. Noi facem totul posibil ca această afirmație să nu se materializeze, dacă îmi permiteți o astfel de expresie. Tot posibilul noi chemăm, noi chemăm și colegii noștri, chemăm și pe votanții noștri să fie cooperanți, să se sprijine reciproc și la nivel de parlament, și la nivel de municipiu, consilii raionale, locale, simpatizanții noștri să se ajute reciproc, în special acum când este vorba de securizarea votului, se vor întâlni în calitate de membri ai birourilor, secțiilor de votare. Transmitem mesajul de unitate. Asta este mesajul pe care îl transmitem noi și plus la asta le spunem foarte clar că după alegerile prezidențiale avem de muncit și în continuare pentru că trebuie să curățăm parlamentul, să facem regulă în instituții care să devină cu adevărat funcționale. Colegii din Platforma Da vă reproșează faptul că nu sprijiniți candidatul Platformei Da în acest scrutin, așa cum a procedat Platforma Da în 2016 în cazul Maiei Sandu. Ce le spuneți? Eu le spun foarte clar tuturor că alegătorii noștri, care sunt de altfel în același segment electoral, sunt foarte inteligenți, înțeleg care este situația, încearcă să susțină
să trateze cu înțelepciune această situație și ca în turul 2 să se mobilizeze pentru a susține un candidat unic din partea dreptei. Asta e mesajul pe care noi îl transmitem, asta este reacția pe care o vedem noi de la întâlnirile noastre cu alegători în sate, în orașe, și cred că asta este un lucru bun, avem un electorat al nostru comun foarte matur și inteligent. Da, aș fi vrut ca să mai adresez întrebări, dar ați ajuns la același timp și cred că este acum momentul ca să mergem la întrebările din partea alegătorilor și să continuăm după aceea. Dacă aș putea să am o mică intervenție, lucrurile bune trebuie făcute la timp și eu sunt cel care am lansat ideea unității încă în 2016 și nu am abandonat-o nici până în momentul de față. Am făcut gestul din 2016, am susținut un candidat la premier în 2019, am primit angajamentul colegilor noștri și este regretabil că astăzi discutăm în asemenea termeni. Am fi putut astăzi discuta de un singur candidat al blocului acum împotriva lui Igor Dodon, care avea toate șansele să-l bată din primul tur. Și așa o să-l batem, dacă nu din primul, din al doilea. Ei, dau domnule Grosu... De dragul dreptății și adevărului, același lucru am făcut și noi atunci când l-am susținut necondiționat pe colegul nostru la funcția de primar general a Capitalei. Vom continua în aceeași manieră să ne susținem și atunci când va fi vorba de consiliile raionale, primării și așa mai departe. Da. Propun să mergem la întrebările din partea alegătorilor și ulterior să continuăm discuția dacă ne rămâne timp mai jos. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Grosu, care a spus ultimul. Toți cunoaștem că calitatea învățământului în Republica Moldova lasă de dorit. Dumneavoastră, ca președinte, pe viitor, ce soluții aveți pentru învățământ, pentru a îmbunătăți calitatea? Cu toții știm că studenții, tineretul pleacă din Republica Moldova. Asta foarte tare ne doare. Și încă una, că mulți dintre noi terminăm, finisăm studiile superioare și mulți se duc doar cu documentul de acolo. Nu avem specialiști. Domeniul educației este unul de suflet și pentru mine și pentru doamna Sandu, pentru că am pus mult suflet și energie în acest domeniu. Sigur că este una din prioritățile noastre. Noi suntem siguri că viitorul acestei țări depinde de investiția în educație, în oameni care știu să gândească critic și care nu se lasă manipulați lucruri de care încearcă să beneficieze o serie de politicieni corupți. Asta înseamnă că vom face investiții în salariile profesorilor, va trebui să majorăm salariile. Vorbim despre un mandat de președinte. Și iar mă întorc la... No, atenție, președintele este cel care poate veni cu o agendă publică, politică, în fața Parlamentului. Și Parlamentul ce n-a făcut... trebuie să aveți o majoritate care da, încă să sprijine asta. Ce n-a făcut în parcursul acestui an deloc actualul nepreședinte. Vii și spui, stimați deputați, stimați cetățeni, este vital important să facem investiții în educație, să motivăm profesorii, să reparăm și școli. Credeți că acest lucru se poate face cu actualul Parlament, așa cum este el? Are Maia Sandu în eventualitatea în care va câștiga putere să convingă Parlamentul să obțină noi vot? Noi am spus în repetate rânduri că acest Parlament trebuie trimis în istorie, pentru că este un Parlament cu mulți corupți, este produsul sistemului mixt al lui Plahotniuc și al lui Dodon. Acest Parlament de mult nu mai reprezintă voința poporului. Da, am înțeles. Deci, după eventuale anticipate, după aceea, mai departe. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Năstase. Am întrebări pentru domnul Andrei Năstase. Cum vrea să întoarcă miliardul și cum să-l întoarcă pe domnul Plahotniuc în țară, să-l pedepsească pentru toate neregulile care au fost produse de dumnealui și ce intenții are el anume pe întrebările acestea. Da, vă rog. Veți găsi chiar în programul meu, unul dintre puncte este moratoriu pentru legea miliardului pe care noi l-am propus deja. Plus, vreau să vă amintesc că anume comisia prezidată sau sub președinția colegului meu, Alexandru Slusar, a făcut lumină în furtul miliardului, iar astăzi dosarul se află pe rolul procuraturii și sunt sigur că până la final va fi dus la bun sfârșit. Doi, cât privește Plahotniuc, puțin răbdare. Așa cum l-am pus
pe listele de investigații internaționale, așa va fi adus acasă, pe baza legii, pe baza respectării asta tuturor. Asta nu e treaba poliției, a bineînțeles, organelor. De asta se va ocupa, se vor ocupa organele de abilitate pe care voi avea grijă să le pun la aceeași masă, așa cum am făcut la Ministerul de Interne, și să se pun să lucreze în beneficiul cetățenilor fără și al țării, fără a interveni. Pentru că rolul președintelui este de a pune la lucru toată lumea bună, fără a interveni în prerogativele procuraturii, judecătorilor și așa, așa mai departe. Am înțeles. Am făcut odată o promisiune, un angajament, l-am dus la bun sfârșit și o să-l duc și pe ăsta la bun sfârșit, împreună cu instituțiile eliberate, deoligarhizate din țară. Așa, mai am câte o întrebare pentru fiecare, după care trecem de nou la chestiuni ce țin nemijlocit de prerogativele șefului statului, și anume politică externă, și sper să reușim încă să mai vorbim și despre altele. Așadar, mergem la domnul Năstase, care a răspuns ultimul. Citez. Nici nu iau în calcul ipoteza să pierd alegerile. Fiindcă, dacă pierd, nu e vorba despre mine, e vorba despre orașul și țara asta. Dacă, Doamne ferește, vine Dodon și pune stăpânire pe Chișinău, e grav, oameni buni. Vă rog să înțelegeți chestia asta. Eu nici nu cred într-o astfel de ipoteză. Mai degrabă îmi iau valiza și plec decât să rămân la orice minister. Pentru că știu ce se va întâmpla. Ne vom prăbuși. Spuneați dumneavoastră, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii, pe 17 octombrie anul trecut, în campania pentru locale. Da. Ați spus că vă luați valiza și plecați dacă pierdeți orașul și Dodon pune stăpânire pe țară. Iată, dumneavoastră ați reținut acest amănunt pe care îl poate exprima oricare om când vede că este într-un impas. Eu am reținut din ceea ce a spus dumneavoastră că este un mare, mare pericol dacă experimentăm și dacă nu ieșim cu toții la vot și, Doamne ferește, dăm pe mâna lui Dodon și a lui Ceban Chișinăul. Și asta s-a demonstrat în timp. Am înțeles, adică nu era vorba că plecați din... Stați puțin, nu pot să abandonez o luptă pe care am început-o în 2015, atunci când toată lumea a ales să tacă, a ales lașitatea, a ales nesimțirea, dacă vreți, pentru că erau pe acolo cu toții. Deci îmi voi duce la bun sfârșit crucea, mandatul sau, nu spun eu, menirea, dacă vreți, dar vă rog să se rețină exact ceea ce am spus atunci. Pericolul, dacă nu ieșim cu toții la vot, dacă nu ne mobilizăm exemplar, riscăm să pierdem și capitala și mai apoi și țara. Da. Mergem la întrebare pentru doamna Sandu. Pentru că cineva m-a întrebat de ce a distrus blocul acum, nu pot adresa această întrebare, pentru că nu există o concluzie, da, a experților că dumneiei a distrus blocul acum. Dar întrebarea este, dumneiei își asumă acest lucru sau nu? Și de ce, până la urmă, blocul acum s-a scindat? Vă rog. Haideți să spunem o dată și clar lucrurilor pe nume. Deci pista asta cu distrugerea blocurilor este una falsă. Blocul acum a fost creat dintre două entități, da? Platforma DA și PAS, care au semnat un acord pentru alegerile parlamentare. După alegerile parlamentare, aceste două partide, cum și era și firesc, au creat două fracțiuni. Două fracțiuni care foarte bine și exemplar cooperează pe platforma parlamentară. Așa. O să vedeți foarte puține exemple, foarte puține cazuri când Partidul Acțiunii și Solidaritate sau deputații votează altfel decât colegii din platformă și viceversa. Deci este o pistă care nu aduce nimic plus valoare cooperării noastre între cele două partide, dar și cooperării noastre cu alte partide de pe segmentul dreapta. Cât de cât timpurile s-au echilibrat, vă mulțumesc pentru răspuns, mergem mai departe și aș vrea ca să trecem la politica externă, una dintre prerogativele șefului statului, pentru că el aici este cel care stabilește ce și cum. El este cel care numește prin decret ambasadori inclusiv. Și pentru că am ajuns aici, vreau să ne spuneți, domnule Grosu, cum vede doamna Maia Sandu politica externă a Republicii Moldova, unde consideră dumneaei că sunt interesele Republicii Moldova, cum va arăta relația cu Federația Rusă, și după aceea am să revin cu o întrebare despre ambasadori. Vă rog, un minut.
Ceea ce trebuie să facă și va face doamna Sandu în calitate de președinte este să scoată țara din izolare. Republica Moldova, pe parcursul mandatului lui Dodon, a ajuns o țară izolată. O țară izolată la hotarul cu Uniunea Europeană. Culmea pseudo-performanței, cu ghilimele de rigoare, este că Dodon a izolat Republica Moldova de vecini, de România, de Ucraina, de România care ajută necondiționat Republica Moldova, de Ucraina care are nevoie ca niciodată de ajutor acum când este atacată în est, când Crimeea a fost luată. Doamna Sandu va avea o politică externă, va promova o politică externă corectă, echilibrată, în raport cu Uniunea Europeană, cu Germania, un jucător foarte important în cadrul Uniunii Europene, Statele Americii și Rusia, la fel, relații corecte, de respect, față de produsele pe care le exportăm noi, față de cetățenii care muncesc. Am înțeles și un răspuns foarte scurt, dacă este posibil. Vă rog. Dacă ajunge președinte, Maia Sandu va rechema ambasadorii trimiși de către Igor Dodon. De exemplu, chiar și acum vedem că pleacă. Deci ambasadorii care își fac bine meseria, care promovează interesele Republicii Moldova și nu a altor state, care promovează interesele economice, sigur că vor și vor îndeplini funcțiile. Iar cei care au s-au ocupat... Cine stabilește? Bine, va face o evaluare în cadrul președinției, se va consulta și cu comisiile parlamentare, cu cea de politică externă, executivul, și va lua o decizie documentată. Mergem la domnul Năstase, aceeași întrebare. Cum arată în viziunea dumneavoastră politica externă? Unde vedeți prioritățile? Cum vedeți relația cu Federația Rusă? Dacă se poate o mică precizare la răspunsul domnului Grosu anterior, un singur partid a luat decizia, în pofida promisiunilor noastre de a rămâne un singur grup parlamentar, să existe două fracțiuni, iar martorul ocular la asta a fost mai mulți, chiar și candidați. Acum, legat de cum văd eu politica externă a Republicii Moldova, prin prisma prerogativelor pe care le are președintele, locul Republicii Moldova este alături de România și Uniunea Europeană, de statele Uniunii Europene. Vectorul extern de dezvoltare este cel european, pentru că aceasta ne aduce beneficii. Un parteneriat strategic puternic, solid, cu România, cel care funcționează de 10 ani de zile, ne-a adus doar beneficii și el trebuie întărit mai mult și mai mult. La fel, un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, cu statele Uniunii Europene, prin prisma acordului de asociere și de liber schimb. Republica Moldova a suferit și suferă în momentul de față din cauza izolării în care a fost adusă de către Igor Dodon. Relațiile cu vecinii noștri trebuie întărite, cu România, cu Ucraina. Bineînțeles, trebuie depusă Republica Moldova pe agenda internațională, trebuie conectată la piețele financiare, economice și așa mai departe ale Europei și lumii civilizate și, bineînțeles, avem de muncit foarte mult la ceea ce înseamnă reputația Republicii Moldova, șifonată de către Dodon, de Plahotniuc, de Șor și de tot bandiții care s-au perendat la putere până în momentul de față. Sunt în stare să fac acest lucru. În ce privește Federația Rusă, relații reciproc avantajoase, având în vedere tradițiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, având în vedere diaspora masivă pe care o avem acolo, sutele de mii de oameni care trebuie protejați indiferent de situație. Rechemați sau nu ambasadorii? Este o chestiune pe care trebuie să o analizez la rece, nu poți iei aceste semne decizii în studiourile de televiziune, bineînțeles, trebuie văzute performanțele la care s-au arătat acești ambasadori și, bineînțeles, întâi de toate, fidelitatea lor față de Republica Moldova și cetățenii săi. Mulțumesc foarte mult! Publicitate, ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii. Continuăm. Mă opresc la domnul Năstase, pentru că astăzi când făceam documentare am găsit o declarație a dumneavoastră. Doamnei Sandu, am să-i spun public ceva foarte important. Pentru că suntem la ultima rundă înainte de alegeri, o alta nu mai avem, nu pot să nu vă întreb ce anume vreți să-i spuneți doamnei Sandu public atât de important? Păi, spuneți contextul în care a făcut această afirmație. I-am spus, pentru Dodon am o singură întrebare, iar doamnei Sandu îi spune ceva. Dacă veneau la dezbatere, n-au venit... Nu-i mai spuneți? Păi, nu o să-i spun domnului Grosu. N-am promis că voi spune domnului Grosu. Cred că e mai mult decât clar.
Ideea de a spune Doza. Public în sens că puteți să-i spuneți, să-i comunicați public și doamna Sandu cu siguranță asta aude și aude toată lumea că... Am spus într-un context care viza participare la dezbatere, eu am participat, doamna Sandu și domnul Dodon nu au participat. Asta este răspunsul meu. Da, am înțeles. Acum vreau să îl întreb pe domnul Grosu, dar este o întrebare pentru doamna Sandu și nu știu cum veți răspunde dumneavoastră. Cum va proceda doamna Sandu în cazul în care pierde aceste alegeri, ar fi a doua oară, și dacă, eu știu, care ar fi rezultatul care ar determina o să spună că renunță și nu mai participă la viitoarele alegeri de peste 4 ani pentru mandatul de președinte? Doamna Sandu este un membru a echipei, deci face parte dintr-o echipă mare. Toate deciziile vor fi luate în cadrul echipei, în cadrul forurilor decidente ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Așa cum analizăm de fiecare dată rezultatele bune, mai puțin bune, modeste ale partidului, dar noi suntem montați, suntem predispuși pentru o victorie și chiar și victoria o vom analiza și o vom discuta în cadrul echipei pentru a ne pregăti și pentru alte competiții electorale și pentru a valorifica la maximum. Și și pierderea o veți analiza în cazul sigur, în care... Sigur, ambele lucruri sunt analizate și sunt luate decizii în interesul Partidului Acțiunii Solidarității, care este o echipă și reprezintă sute de mii de cetățeni care da, și-au dat. Rămân la dumneavoastră, domnule Grosu, în cazul în care câștigă, de exemplu, doamna Sandu, pentru că cu aceeași întrebare pe care v-am adresat-o anterior, merg și la domnul Năstase, dar să vă întreb pe dumneavoastră, în cazul în care doamna Sandu câștigă și renunță la funcția de lider de partid, cine ar fi cel care ar înlocui eu în această funcție? Da, o să fie același răspuns. Deci, partidul? Lucrurile... Da, vor fi discuții în cadrul partidului, vom avea un congres, îl vom stabili când îl vom desfășura și vom procede la un proces intern, democratic, de alegere a următorului lider al partidului. Asta domnule vom proceda. Năstase, aceeași întrebare. Cum veți proceda dacă pierdeți această cursă? Și care ar fi rezultatul care v-ar determina să vă retrageți și să nu mai candidați pentru un nou mandat de președinte? Bine, eu eram gata și în 2016, atunci când m-am candidat și am pierdut alegerile, să-mi dau demisia. A fost decizia colegilor mei să rămân, pentru că nu era nici vina mea și nici eu trebuia să dau socoteală. Așa că vom rămâne la aceeași abordare. În momentul de față ne batem, să ajungem în turul 2, să-l batem pe Dodon și mai apoi cine va fi președintele partidului nostru vor lua decizia. Încă un om. Îl luați și pe domnul Susar din partid. Păi, nu este o problemă. Domnul Susar poate fi președinte al partidului, chiar dacă da, cum este Marea Britanie. Am înțeles. Deci dumnealui este o candidatură. Dar decizia o ia forurile statutare ale platformii, da. Așa. Acum, încă rămânem la dumneavoastră să vă întreb următorul lucru. Ca să rămânem la platforma, da. Un deputat din echipa platformei, da, este vorba despre domnul Reniță. Sprijină un alt candidat la funcția de președinte. Domnul Reniță nu este partea platformei, da, decât că a ajuns Din echipa, a venit pe circumscripție, în cadrul... Repet, domnul Reniță este parte a blocului acum. Domnul Reniță, atunci când cineva a hotărât să facă două fracțiuni, în pofida promisiunii de a nu merge cu două fracțiuni, ci cu un singur grup, a ales să rămână cu noi. Dânsul face opinie separată și este dreptul lui să facă orice dorește. Dumnealui n-a candidat pe circumscripție și nu a fost în echipa platformei, da? A fost în echipa blocului acum. Deci a venit de la PAS, în echipa PAS, domnul Reniță? Este din societatea civilă. Știu, dar n-a fost în echipa platformei, da? Inițial, iertați-mă că eu nu înțeleg. A fost la dezbateri, era pe circumscripția Buiucani, în cadrul echipei... În cadrul echipei blocului acum. Îmi luați timpul și nu este bine doamna Bogza. Corectați-mă, domnule Grosu. A fost la PAS? Nu, n-a fost la PAS. Da.
Este partea societății civile, ca și înțeles. Domnul Ciobanuș, ca păi domnul Munteanu, doamna Ciobanu. Da, păi da, dar sunt partea echipei PAS, la asta m-am echipei platformei, da, la asta m-am referit. Deci doamna, nu? Nu sunt partea a echipei dumneavoastră. Și eu v-am spus, deci este partea blocului acum, deci, așa. Întrebarea era, vă deranjează sau nu faptul nu, că nu mă deranjează, este decizia domniei candidat. Sale și eu respect decizia oricărui om în această lume. Așa, păi asta voiam ca să aflăm. Fiecare dintre dumneavoastră ați fost la guvernare, dețineți, în cazul noastră, eu știu, o funcție de demnitate publică, dar mă refeream la doamna Sandu, care a fost prim-ministru o bună perioadă de timp. 5 luni, bine. Mult puțin a fost. Și domnul Năstase, aceeași perioadă, a fost ministru de interne. Acum consilier municipal, da? Vreau să vă rog, domnule Năstase, să ne spuneți cu mâna pe inimă un lucru pe care l-ați făcut, cu care vă mândriți și vă puteți lăuda oricui, asta am făcut eu, da? Și cu asta mă mândresc. Vă rog să ne spuneți și nouă care este acest lucru. În calitate de ce? În calitate de om cu demnitate publică. Persoană care ați avut o funcție și ați făcut ceva pentru cetățeni. Sunt foarte multe, voi începe cu prima. Vă rog, eu am vrut una, dar dacă... Elaborarea hotărârii Parlamentului privire la starea de captivitate, punerea pe rolul Parlamentului sau pe agenda Parlamentului și obținerea unui vot majoritar în acest sens. E nevoie să o ducem la bun sfârșit, să o implementăm până la capăt, pentru că în baza acestei hotărâri am eliminat din Curtea Constituțională judecătorii a serviciului regimului Plahotniuc, am eliminat procurorul general Harunjin și așa o vom face și cu ceilalți. Dacă ați fi rămas la guvernare, ce urma să se întâmple mai departe în baza acestei decizii a Parlamentului? Pentru că ea, practic, la un moment dat, deci nu a mai fost pusă în aplicare. N-a mai avut niciun fel... Da, n-a mai văzut-o... Da, nu a mai fost pusă în aplicare pentru că alte componente ale acelei conjuncturale majorități au decis să se meargă pe concursul și asta ne-a jucat festa. Așa, aceeași întrebare. Doamna Maia Sandu, ce poate spune? Eu cred că cel mai important lucru la care doamna Sandu a fost parte, da, asta a fost terminarea, oprirea lunecării țării în ceea ce numeam noi frică, oligarhie, capturarea instituțiilor statului, cu alte cuvinte, ceea ce am reușit noi împreună cu colegii de la platformă în acea vară, să rezistăm și să dăm oamenilor o speranță. A fost alungat un oligarh, un uzurpator. Asta a adus un nou suflu în societatea noastră. Am văzut oameni care au apreciat lucrul ăsta, au început să vorbească liber. Am putut ulterior, cred eu, pot spune, organiza, cred că printre cele mai corecte alegeri libere locale din 2019. Eu cred că asta a fost cel mai bun lucru la care a participat doamna Sandu alături de alți colegi și de aici din studio și din fracțiunile parlamentare. În ceea ce privește declarația aceea adoptată de Parlament, da? De stat capturat, declarație de la care toată lumea aștepta mult mai mult odată ce a fost adoptată, ce anume nu ați reușit ca să faceți în acest timp de 5 luni, dar ați fi putut face. E greu de spus acum, dar ceea ce noi am mers consecvent era să identificăm și să numim un procuror general pe bune, nu unul care acum ne spune că nu vrea să implice în acțiuni politice și trece deoparte, pune deoparte dosare, da, care sunt de o actualitate enormă. Deci un procuror cu care să înceapă să dea un semnal în mediul procurorilor, judecătorilor, că așa, fără o justiție corectă nu putem avansa. Așa. Vreți să adăugați ceva? Sau? Era o întrebare și pentru mine, sau nu? Aceeași întrebare. Este cu privire la declarația de stat capturat. Da? Ce ați fi putut să faceți, dar nu ați făcut. Pot intra în amănunte, dar cel mai corect ar fi să spun că am fi dus la bun sfârșit deoligarhizarea instituțiilor statului, a CCA-ului, spre exemplu, cel care vă chinuie și pe dumneavoastră și pe alții.
Bineînțeles, ar fi urmat niște dosare penale, la fel ca cel cu Turcii, la fel ca și interceptările, la fel ca îmbogățirile ilicite a lui Plahotniuc, Șor și a procurorilor, judecătorilor corupți. Ar fi urmat arestările, într-un final, și a lui Dodon, așa cum vă spuneam încă atunci. Din păcate, însă, s-a dat guvernarea și asta nu este bine. S-a dat guvernarea? Da. A fost o greșeală și asta trebuie să recunoaștem. A fost o greșeală acea asumare, pentru că mai apoi a venit hotărârea Curții Constituționale care ne-a spus că acel concurs a fost un neconstituțional, dar asta este deja trecut. Eu cred că trebuie să ne uităm în viitor, să gândim lucid, la rece, să învățăm din greșelile trecutului și să nu le mai admitem niciodată, pentru că greșelile politicienilor sunt crime împotriva poporului. O mică precizare. Atunci când există un vot de 51 de deputați care se dau împotriva unui guvern, guvernul acela nu are cum să rămână. Deci guvernul acela trebuie să se... este demis. Asta așa ca o mică precizare. Noi n-am acceptat să-i facem jocul lui Dodon, care vroia înțelegeri pe la spate menținerea judecătorilor corupți și procurorilor corupți în funcție. Nu așa se face reforma justiției. Bine, ca să fac o precizare, eu niciodată n-am vorbit cu Dodon în perioada acea perioadă, în mod separat față de doamna Sandu. Nu știu ce fel de înțelegere erau pe la spate sau altfel. Nu știu la ce se referă domnul Stas. La ce a spus dumneavoastră, dar cred că e depășită situația. Da. Acum propun, pentru că a rămas un singur minut și tot am vorbit despre lucruri importante, am ajuns cumva în sfera justiției, aș fi vrut foarte mult, că îmi pare rău că avem numai un minut pentru asta, dar lupta împotriva corupției și justiție corectă sunt de fapt principalele lucruri pe care și le dorește orice cetățean. De aici încep toate problemele noastre și vreau să vă rog frumos, într-un minut, să ne spuneți, ținând cont de prerogativele președintelui, dacă puteți contribui la reformarea justiției și cum anume. Domnule Gros, vă rog. Cea mai mare problemă a acestei țări este nedreptatea. Și oamenii văd nedreptatea atunci când merg în instanță, atunci când primesc o pensie mizeră, atunci când primesc un salariu mic, atunci când sunt amendați pe nedrept, este nedreptatea. Acum, funcția președintelui foarte importantă în acest proces de combatere a corupției, de a crea sentimentul de dreptate, este să nu admită în calitate de președinte ca în funcțiile de judecători să ajungă judecători compromiși și corupți. Ceea ce face, din păcate, a făcut timp de patru ani de zile, și Dodon. Și cum faceți prin asta? Prin a nu-i accepta, a nu semna decretul. Odată, dar a doua oară vă obligă. A doua oară mergi în fața celor care i-au înaintat, mergi cu probe, cu dovezi și spui că această persoană nu merită să aplice legea și să facă dreptate în țară. Da, acela a fost semnalul de 10 secunde rămase. Acesta este semnalul care ne anunță că timpul s-a scurs. Aveți la dispoziție și minutul de final, așa că vă rog să vă pregătiți. Acum mergem la domnul Năstase cu aceeași întrebare despre pârghii și reformă. Prin prisma prerogativelor pe care le are președintele, am spus ceva mai înainte, voi pune pe agenda Consiliului Superior de Securitate problema asumării ca amenințare la securitatea națională a sărăciei și a corupției. De aici pornind, punerea în aplicare a hotărârii Parlamentului privind la starea de captivitate, am pregătit un set de legi de reformare a justiției pe care le-am preluat acum 5 luni de zile în urmă, când am fost la București, m-am inspirat din procedurile de acolo, din reformele de acolo. Odată implementate aceste legi, vom face așa încât nimeni să nu mai intervină în actul de justiție, pentru că vom ridica sancțiunile pentru intervenția în actele de justiție până la 15 ani și mai mult. Vom face tot ce ne stă în putere ca, așa cum am promis în cele 5 promisiuni, să scoatem în afara sistemului procurorii și judecătorii corupți, supunerea acestora controlului sub aspectul proprietăților pe care le au și deferirea acestora justiției. Sunt și alte, dar înțeleg că mai s-au terminat timp. 9 secunde mai sunt. Dacă doriți să vă folosiți acest timp. Da, cred că a fost suficient. Da. Sunt mult mai multe de făcut, dar prin prisma prerogativelor președintelui am spus, voi face tot ce îmi stă în putere ca toate instituțiile statului, cooperând loial în interesul cetățeanului, da, să livreze rezultate. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni și să vă spun că acum am ajuns la minutul de final.
Este minutul în care vă puteți adresa alegătorilor. Mergem la dumneavoastră, domnule Grosu, vă rog foarte mult. Oameni buni, Dodon nu merită votul dumneavoastră. Încă 4 ani cu această persoană în fruntea țării înseamnă sărăcie, înseamnă nedreptate, înseamnă hoți la libertate, înseamnă oameni nevinoveți în pușcărie, înseamnă bogăție pentru hoți și sărăcie pentru oameni care muncesc. Țara are nevoie de un președinte care să-i unească. Țara are nevoie de un președinte care să aducă dreptate și lucrul ăsta îl poate face doamna Maia Sandu, care pe parcursul întregii sale activități a fost exemplară, a dat dovadă de corectitudine și consecvență în tot ce a făcut. Împreună, pe data de 1 noiembrie, haideți să dăm un vot de neîncredere lui Dodon, să-i alungăm pe toți cei care au profitat de bunătatea oamenilor. E vremea oamenilor buni, votăm Maia Sandu. Vă mulțumesc, domnule Năstase. Stimați cetățeni, prieteni, cred că e de datoria noastră a tuturor să nu ratăm această șansă uriașă pentru Republica Moldova. Trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început în 2015, pentru că eu sunt adeptul lucrului bine făcut și dus până la capăt. Sunt omul care oferă certitudini, nu sunt vulnerabil, sunt cel care poate livra securitate și siguranță cetățeanului, pot face față funcției de președinte, de șef sau comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, președinte al Consiliului Suprem de Securitate. Eu pun la baza întregului meu program, proiectul de țară Moldova de Mâine, credința noastră strămoșească, morala și, bineînțeles, aspirațiile, năzuințele și obiectivele pe care le au cetățenii Republicii Moldova și întreaga noastră țară. Vă rog să ieșiți cu toții la vot pe data din 1 noiembrie și să dați votul dumneavoastră pentru candidatul platformei DA și a blocului acum, Andrei Năstase. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Regret că n-a participat doamna Maia Sandu. Din păcate, nu mai avem nicio rundă în care să ne mai vedem până la alegerile de duminică. Doar mâine seară noi ne întâlnim cu alți 2 candidați pe care îi așteptăm aici. Rămâne să vedem cine va veni. Este vorba despre Renato Usatăi și Igor Dodon. Până atunci, vreau să vă spun că vă mulțumesc nespus că ne-ați urmărit și în această seară și să vă urez noapte bună!